drogat, agitat. Urmează să vină delegația de la universitate. Ia uitați, fraților, aici ce face. Ce frică le e lor. Noi îl vom identifica, îl extragem și îl scoatem dintre voi imediat, fără niciun fel de probleme, bine? Unitate! Deja un instigator a fost dat afară, omul vroia să se certe, ne acuză că suntem cu PCR, că am vorbit în euro. Deci domnul era să-l ia la bătaie și cu un prieten de-al meu, de aceea îi rog frumos pe domnii jandar să-l scoată de aici, este domnul de acolo cu ochelari, uite acum trece și cu o geacă. Deci așa ceva nu acceptăm. Hai, afară! Instigatorilor, credeți că nu vă recunosc? Nu-ți merge, securistule! Să continui, dragi prieteni, argumentația pe care vreau să o fac pentru voi, ca să vedeți până unde merge urmărirea voastră, niște simpli cetățeni, ca și noi de altfel, care nu doresc decât să aibă până la urmă o viață decentă, o viață corectă, împreună cu familiile lor. Deci ăștia vor să vă trateze pe toți ca potențial teroriști. Asta vor ei. Și pentru că vă tratează ca potențial teroriști, vă ascultă telefoanele conform legii vigurate. Vă înregistrează convorbirile conform legii vigurate. Conform cu ceea ce a vrut Codea și alții inteligenți din serviciu. Vă urmăresc pas cu pas prin telefoane. Aceste telefoane care pot face atâta bine prin comunicarea dintre noi și familiile noastre și prietenii noștri, aceste desfășurări imense de forțe, desfășurări imense de forțe. Mult rău. Ia uitați, poate ce vă spuneam? Aflându-vă în mașină că vă apare pe telefon, te afli în Piața Victoriei sau te afli în Piața Unirii. Da, ei știu tot, GPS-ul știe tot. Dacă se întâmplă o nenorocire cum a fost cu fetele de la Caracal, atunci nu. Atunci nu. Dacă am un asasin, dacă am o rețea de trafic de carne vie, dacă își bagi joc de copiii noștri, atunci nu-i găsim. N-avem cum să-i găsim. Atunci e totul complicat. N-avem sateliți de la universitate, nu se avem alătură. Niciun fel de probleme. N-avem GPS pe telefoane. Dacă pică Iovan cu avionul, nu-i găsește nimeni. A și murit. I-a salvat pe ceilalți, dar a murit. Vă anunț că, desigur, oameni de calitate din țara asta, oamenilor de calitate, li se fac dosare. Li se fac dosare și pentru că apar cu o armă fake într-o poză. Și așa îți face dosar. Dar altfel, dacă te șefuiește în casă, nu găsește nimeni, niciun hoț.